Geneza 16. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar și Sarai a zis lui Avram: Iată, Domnul m-a făcut stearpă. Intră-te, rog, la roaba mea. Poate că voi avea copii de la ea? Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat-o pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său Avram. După ce Avram locuise ca un străin 10 ani în țara Canaan, el a intrat la Agar și a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpâna sa. Și Sarai a zis lui Avram: Asupra ta să cadă bagiucura asta care mi se face. Eu însumi ți-am dat în brațe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Avram a răspuns Sarai: Iată, roaba ta este în mâna ta. Fă-i ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de la ea. Îngerul Domnului a găsit lângă un izvor de apă în pustie, și anume lângă izvorul pe care era pe drumul ce duce la Shur. El a zis: Agar, roaba Sarai, de unde vii și unde te duci? Ea a răspuns: Fug de stăpâna mea, Sarai. Îngerul Domnului i-a zis: Întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Îngerul Domnului i-a zis: Îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărat. Îngerul Domnului i-a zis: Iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ismael, căci Domnul a auzit mâhnirea ta. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni, mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților lui. Ea a numit numele Domnului care vorbise: Tu ești Dumnezeu care mă vede, căci ea a zis: Cu adevărat, am văzut aici spatele celui care m-a văzut. De aceea fântâna aceea s-a numit Fântâna celui viu care mă vede. Ea este între Cades și Bared. Agar a născut lui Avram un fiu și Avram a pus fiului pe care l-a născut Agar numele de Ismael. Avram era de 86 de ani când i-a născut Agar pe Ismael.